Mulțumim. În cele ce urmează, am vrea să dăm spațiu și să vin aici cei șapte, vor fi șapte mesaje transmise de șapte copii pentru cei șapte copii ai familiei Furdui. Îi rugăm să se alinieze aici în față, după care va fi o cântare. Să știți că copiii Furdui sunt cântăreți și instrumentiști și vocal. Veniți aici în partea dreaptă. Așa, ne gândim la copiii Furdui și ne uităm la următoarea structură. Cam așa ar arăta, în afară de cea micuță. Și ei vor avea câte un mesaj pentru voi, dragi copii, când veți urmări, dacă veți vedea vreodată aceste imagini. Și așa după cum este ordinea, David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și apoi pentru micuță vom citi o mică scrisorică din partea noastră. Poftim, începem mesajul pentru David. Bună, David, mă numesc Lisias din Italia, am 16 ani și vreau să spun să fii puternic, căci Dumnezeu va fi cu tine. Ne rugăm și credem că veți fi toată familia iar împreună. Îmi doresc într-o zi să te întâlnesc și să te îmbrățișez. Până atunci, te încurajez și spun că merită să lupți până la capăt. Să fii victorios în numele Domnului. Dragă Naomi, sunt Sara din Italia, Perugia. Chiar dacă sunteți despărțiți pentru o vreme, să nu fii tristă, ne rugăm să rămâneți mereu o familie puternică, așa cum o vrea Dumnezeu. El nu vă va lăsa pentru mult timp despărțiți între voi, ci va aduce vremea să fiți din nou fericiți împreună. Îmi doresc să ne vedem în Italia cu toată familia ta frumoasă. Bună, Estera, sunt Alisa, suntem aici să te susținem și să vezi că frații și surorii din Italia te iubesc și vor să fiți iarăși împreună acasă. Dumnezeu care te-a binecuvântat până astăzi și El îți va vechia pașii tăi în viață. Oriunde vei merge, să poți să mereu să spui altora că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Draga Natalia, sunt Rebecca, am 12 ani, locuiesc în Italia. Vrem să știi că noi te iubim și de când am auzit de familia ta, ne rugăm și vă susținem neîncetat. Dorim să rămână pentru totdeauna în inima ta convingerea că Dumnezeul nostru este puternic. E cu noi și pe munte și în vale. El te va ajuta să fii din nou împreună cu ai tăi acasă. Fii puternică și laudă-L pe Domnul Iisus cu îndrăzneală acolo unde ești. Drag Albert, sunt Abel, vreau să spun să fii puternic și să nu uiți că Domnul Iisus te iubește. El ascultă și rugăciunea ta și a noastră, a tuturor, și vei fi în curând împreună în familia ta mare și frumoasă. Te aștept în Italia să ne bucurăm împreună cu toți, cum eu mă bucur de brațele mămicii și tăticului meu. Să te bucuri și tu, te iubim și ne rugăm pentru tine. De aici, din Italia, Simon, îți trimite un scurt mesaj. Ruben, să știi că te susține și vreau să fii și tu cu mama, tata și frații tăi. Să te bucuri că ei cum și eu mă bucur de familia mea. Hallo Naomi, wir wünschen dir, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Hallo David, wir wünschen dir, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Mulțumim, le mulțumim copiilor, Domnul să-i binecuvinteze. Ti vogliamo un mondo di bene e ti aspettiamo in Italia. Okay. Hallo Natalia, sei mutig, wir lieben dich. Hallo Ruben, wir laden dich gerne nach Italien ein. Hallo Albert, wir laden dich gerne nach Italien ein, um gemeinsam mit unseren Familien zu feiern. Dragă Leia, ești așa de micuță și de drăgălașă. Ești un dar de la Dumnezeu pentru familia ta. Ai fost ruptă de căldura brațelor mamei și a tatălui tău și de sărutul frățiorilor tăi și așezată în alt fel de brațe. Noi nu reușim să înțelegem ce se întâmplă în inimioara ta mică.
Dar în ziua de azi aș vrea să-ți amintești, când vei fi mare, că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu este la tronul istoriei. Și chiar dacă pentru o vreme a îngăduit în familia ta acest sculptor, să știi că el ascultă rugăciunea. În toată lumea asta se știe de tine. Ești prezentă în rugăciunile copiilor, ești prezentă în rugăciunile adulților, ești prezentă în rugăciunilor din familii și rugăciunile din biserici. Ne rugăm lui Dumnezeu cât mai repede să vii acasă, să fii pe deplin în brațele calde ale tatălui tău și ale mamei tale și ale frățiorilor și surioarelor tale și să nu mai spui mămică unei altei femei decât mamei tale. Te iubim, Leia, și ne rugăm să crești mare și frumoasă și Dumnezeu să te ungă cu un lemn de bucurie pentru toată viața ta. Din piața de la Republica, în Roma, 6 noiembrie 2021.